Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă plac pizza, colegi? Pizza cu ananas. Domnul Luca este, dacă audi, să nu te mai duci niciodată în Italia, că se aude acolo și o să pățești ceva rău. Vezi că ei au mintea deschisă, în ciuda aparențelor. O să vedeți, voi, că într-o Dar tot n-au, să... tot n-au pizza cu ananas. Ei n-au ananas. Natural, ce noi... cumva. La noi crește ananasul. Da. Stați, țineți-vă bine, cineva lansează pizza cu banane. Ai. O prostie. Un proprietar de pizzerie din Anglia. Cornwall. De fapt, o proprietăreasă și un proprietar. Soț-soție. Ei cred că următorul topping de mare succes va fi banana. Dinșii dețin o pizzerie și au și o pizza cu banane în meniu. Așa. Și spun că a devenit cel mai popular model. În Anglia nu-i de mirare. Asta zic și eu. Deci aia englezii, nu știu, adică dacă lor le spui că asta este treabă, se compară, îi compară cu mâncarea lor și mamă, e foarte bun, pizza cu banane, perfect. Sarmale cu dulceață, genial. Ei au un handicap culinar. Săraci. Tot respectul. Uh-huh. Pizza e cu banane, bacon și sos barbecue. Ai... Deci eu cred cum? Că... Stai, mai zi, dă-i o dată. Pizza este cu banane, da. Bacon, da. Și sos barbecue. Eu. Da. Este, uite că ăsta e încă un motiv pentru italieni să-i bate și la Cupa Mondială. De peste un an jumate. Nu doar la Euro, pentru pizza cu ananas. Ai văzut ce le-au făcut? L-a luat pe sacadă Guler. Da. Faza aia rămâne. Ananasul e dulce acrișor. Da. Și merge foarte bine în anumite combinații. Eu vă recomand extra mozzarella. Hai mă, potolește. Și peperoncino de la uscat. Auzi, la mozzarella, și atunci, după ce bei laptele alb arunci și tu gogoloi ăla alb. Stai puțin, dar și bananele pot fi dulce acrișoare. Dacă le lași o perioadă... Aici e problema, banana are... Nu e acrișoară, evident. Nu, dar dacă iei banana și o pui într-un castronel cu barbecue, așa... Sunt bananele alea speciale, e un sortiment de banane care se prăjesc și se fac chipsuri, da, din banană. Uh-huh. Dar e cu totul altceva. Pentru pizza... Am văzut poza, nu. Nu e potrivită banana. Da. Deci proprietarul spune că inițial oamenii erau șocați de acest fel de pizza, așa. Normal. Cum este și firesc. Adică dacă ești sănătos la cap, da, trebuie să fii sănătos. Da. Dar dacă au reușit să treacă peste șocul micului dejun cu fasole și... Ala e bun. O mustind în ulei și broșile alea coapte și... Deci cârnat. Te rog frumos, totul până la micul dejun englezesc. Bacon-ul ăla tăia cu barda. Da. Mamă, ce, acum aș mânca, da. Fasole de aia. Fasole de aia mică, așa, exact. Dulce. Aia, sosul ăla. Și cu cârnați. Deci la voi o să aibă succes și pizza cu banane. N-are nicio legătură. Aveți profilul. Pizza cu banane e pentru tine. Că tu ești, tu mănânci pâine cu ananas. Da, pâine, da, banane nu. Dacă puneau și niște fasole în pizza asta, era... Altceva. Ceva ca lumea. Și cărnat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.